Vrem să muncim! Am luat 14 milioane ieri. Am plătit băncile, două bănci, 10.500.000. Lumina, întreținerea, telefoane. Știți cu cât am mai rămas eu? Cu 150 de lei. Pot să trăiesc în colonie de zile cu 150 de lei? Văd că aveți lacrimi în ochi. Păi de ce oare? Vin acum și alalte dandanale de plătit. Ce facem? Cu ce le plătim? Unde mă duc? Nu e clar, a zis domn director. Mă duc să cerșesc? A zis domn director clar. Mă duc să dau la cineva în cap să iau pâinea din mână? Să desfințeze firma. Asta vreți să fac? Este drama unia dintre angajații administrației parcurilor și grădinilor din capitală. Ca el sunt sute de alți români care au rămas fără un loc de muncă după ce compania nu a mai primit finanțarea la primărie și se află în procedura de dizolvare și lichidare. Vrem să muncim, că avem și noi bani de plătit. Avem copii de întreținut. Merg 4 km pe jos. Nu se poate. La 50 de ani cine te mai angajează? Nimeni. Avem și noi copii, avem familie, avem lumini de plată, avem de toate. Și vrem să muncim. Conducerea spune că soarta companiei a fost decisă și, prin urmare, nu vede vreo altă cale de ieșire. Compania trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Pe lângă faptul că în momentul de față nu am mai primit lucrări, deci noi ultimele lucrări care le-am avut din punct de vedere contractual s-au finalizat la 31.12.2021. De la 1 ianuarie, compania nu a mai avut lucrări și, în consecință, principala noastră sursă de finanțare s-a oprit. Noi, având o rezervă de capital, având o rezervă de bani, am mers în continuare cu salariații. În momentul în care se termină capitalul pe care îl avem, societatea va intra în insolvență. Pentru că altă soluție nu am în momentul de față. Din cauza situației în care se află compania responsabilă cu îngrijirea marilor parcuri ale Bucureștiului, multe dintre ele arată deplorabil. Parcurile Herăstrău și Cișmigiu sunt câteva exemple în acest sens.